Domnului că l-ați scris în Evanghelia la Matei, la capitolul 20. Și se pregătește pe punctul în acest pregătit. Pagina 947. Ne știm că voi fi în surpa astăzi din nouă lucrare și sper că Domnul să mă rog să pot citi și părere. Fiindcă părăția cerului se asamănă un gospodar care a ieșit dizi dimineață să-și întocmească lucrători în vie, s-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și a trimis în vie. A ieșit de la ceasul al treilea, și a văzut de alții stând în viață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, i-a zis el. Și vă voi da ce va fi cu dreptul și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit de alții stând în viață și i-a zis, de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns, pentru că nu ne-a pomenit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, i-a zis el și vă desprimiți ce va fi cu dreptul. Seara stăpânului viei a zis ispravnicului său, cheamă pe lucrători și dă-le plata începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat de care câte un leu. Când a venit cei din tâi, s-o puteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. După ce a primit banii, cânteau împotriva gospodarului și ziceau aceștia de pe urmă, n-au lucrat decât un ceas și la plata i-ai făcut deopotrivă cu noi care am suferit greu și zâmpul zilei. Drept răspuns, el a zis unia dintre ei, prietene, ție nu-ți fac nicio dreptate. Nu te-ai domnit cu mine cu un leu, ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu ce al meu, ori este lucrul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei de pe urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțin se întâlnești. Amin. Vă rog să vă așteptați. Tași și noi, Domnul Consiliu de nou, dumneavoastră aici. Faptul că în această zi este cuvântul Domnului este faptul că mâine mă voi întoarce în țară și fratele Jean, care era pregătit ca să țină predica astăzi, m-a rugat să o țin eu și am cam ezitat pentru că știți cum e. Și am locat despre un mare predicator că spunea el dacă textul prin care trebuie să predic nu citesc cel puțin de 30 de ori, ci nu pot doar de esența de el și nu pot să de ideile. Mai eu nu pot să spun că nu l-am citit de 30 de ori textul acesta, chiar poate că nu e un dar nu acum proaspăt, ca să fim proaspăt în minte. Dar știți ce Duhul lui Dumnezeu poate să ne aducă prospuțiunea. De aceea eu cred în rugăciunile dumneavoastră care le-ați ridicat spre Dumnezeu, pentru că Dumnezeu în această zi se rebinecuvinteze. Și ce să spun, să zic că mulțumesc fratele Iulian că mi-au dat locul lui, cum vă spuneam, nu sunt așa de bucuros, dar totuși, pentru că el mi-a fost totdeauna un prieten bun și tare bine ne-am avut tot timpul de când am venit aici din miliardul acesta și am fost împreună. L-a apreciez așa de mult și mai ales pentru optimismul care îl are și pentru că cred așa mult în puterea rugăciunii Domnului să binecuvinteze. Și vă rog din toată inima să-l preferiți și să-l ajutați totdeauna cu rugăciune, ca Dumnezeu să-l poată folosi în lucrarea lui la maxim, pentru că biserica aceasta să fie o biserică bine slujită și bine crescută. Acum vreau să mai spun ceva cu privire la textul care l-am citit. Că mă gândeam că fratele a zis, dacă tot pleci, mâine că n-aș putea pleci, zice, să zic predica, mă gândeam, Doamne, ce pot să, în timpul ăsta scurt, la ce să mă gândesc. Dar când fratele mi-a gândit aici că se rugăm Domnului pentru mântire, atunci mi-a venit în minte cuvântul acesta care l-am citit, care din el, sigur, nu mă ocup
ocupa așa de mult ca să explic ceea ce scrie aici. Și doar mă voi duce la anumite texte din Biblie care tocmai asta vrea să spună Biblia, că noi trebuie să avem ungerea din partea lui Dumnezeu, că trebuie să avem din partea lui Dumnezeu împuternicirea aceasta și investiția în lucrarea lui Dumnezeu. Acum, eu nu prea îmi place mie să spiritualizez lucrurile. Aici e vorba de o pildă, dar eu aș vrea să mă duc la anumite versete din Biblie care sunt o asemănare. Așa cum despre Apocalips citim despre cele șapte biserici, că ele sunt geografice acolo, s-au întâmplat cu adevărat, acolo fost în teritoriul acela, cred că a Greciei, dar ele mai reprezintă și anumite etape, anumite perioade din viața omenirii. Și ele mai vorbesc și despre anumite biserici, asemănare cu acele biserici, cu acele șapte biserici. Și tot așa și eu vreau o asemănare a acestor ore, aceste ceasuri pe care scrie aici în Scriptură, să mă duc prin Biblie, voi fi foarte scurt în prima parte, ca apoi să ne întoarcem din nou și să vedem cum a lucrat Dumnezeu în toate perioadele și cum Dumnezeu și-a pregătit totdeauna poporul și mai ales slujitorii lui pentru lucrare. Aș vrea ca Domnul să se întoarcă de noi și să ne binecuvânteze în această zi, ca să putem înțelege mult din cuvântul acesta. Și acum aș vrea să le iau așa pe rând, în scurt, așa cum am amintit, prima perioadă, eu consider perioada care scrie în Scriptură, legea și prorocii au ținut până la Ioan și după aceea părăția lui Dumnezeu se ia cu nevală. Consider că ceasul din zis de dimineață este ceasul, este perioada aceasta a prorocilor Vechiului Testament. Și în Ieremia, în capitolul 25, versetul 4, spune acolo cuvântul Domnului, am primit prorocii din proroci din zi de dimineață. Acesta este ceasul acesta pe care vorbește din de dimineață. Și acum aș vrea să amintesc câteva lucruri despre celelalte ceasuri, care arată Domnul Domnului, ceasul al treilea, este în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 15, unde arată că Dumnezeu a început să lucreze în Noul Testament, așa cum vă spuneam, Împărăția Dumnezeu se ia cu nevară, și Biserica Primară s-a început atunci când apostolii Domnul i-a chemat în slujbă pe ei și după aceea i-au împărut Duhul Sfânt, asta urmează mai târziu, în capitolul, așa cum spuneam în Faptele Apostolilor, în capitolul 2, cu versetul 15, și ceasul al șaselea din zi este în Ioan, în capitolul 4, versetul 6, unde arată acolo că Iisus o stănit de călătorie, s-a așezat la Pintera de Samaria, era la ceasul al șaselea. Și apoi ceasul al nouălea este tot în Faptele Apostolilor, în capitolul 10, unde Domnul cheamă neamurile la pocăință, adică pe Corneliu, și scrie acolo în capitolul 10, versetul 4, dacă nu greșesc, unde spune că la ceasul acesta, la 9-lea de zi, se ruga Corneliu lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile. Și acum ce vreau să vă mai spun este că citesc cam din copilărie Scriptura și îmi place așa de mult. Vreau să vă spun că stau la tine și tot îmi aduce prete și cântări așa și frumoase și îmi plac. Dar eu i-am spus că cel mai mult mi-a place, mie îmi place Biblia. Orice altceva nu pot compara cu Biblia. De fapt, toate predicile frumoase tot din Biblie. Și așa că e tare așa cum îmi place tare Biblia, așa încep tot timpul. Dar însă eu n-am găsit în Scriptură nicăieri ceasul la Scriptură, decât în cea în textul în care l-am citit. Și atunci eu consider ceasul 11-a exact perioada care o termină astăzi. Și acum aș vrea să mă întorc înapoi și să o luăm de la început, să vedem cum a lucrat Dumnezeu în toate perioadele acestea. Dacă dumneavoastră vrea să le socotiți perioade, ne socotiți perioade, dacă nu se socotiți niște texte din Biblie care ne vorbesc niște lucruri foarte esențiale. Să începem cu primul text. Și aș vrea să citesc din 2 Petru, din 2 Petru, din capitolul 1, și versetele
Versetele 20 și 21. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se figurește singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Toate prorociile din Biblie nu au fost adusă prin voia omului, ci oamenii au fost mânați, au fost inspirați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când ne gândim la prorocii Vechiului Testament, ca să luăm de exemplu pe Samuel, care spune că Domnul vorbește despre el că nu lăsa Dumnezeu niciun cuvânt să cadă la pământ, tot ceea ce Dumnezeu da să proșească să o împlinim. Și dacă ne gândim la toți prorocii Vechiului Testament, ce se mai spune despre Isaia, care a prorocit despre Domnul Iisus Hristos atât de lucruri frumoase, despre Ieremia, despre Ezechiel. Când ne gândim la salmi, la David și la oamenii care au făcut salmi, niște prorocii care au vorbit despre Domnul Iisus Hristos, toate aceste lucruri dovedesc clar că Dumnezeu a însoțit pe oamenii aceștia Vechiului Testament și Duhul Sfânt a fost peste ei, că Dumnezeu nu primește pe nimeni lucrarea Lui până nu-i investește în ei cu putere și până când nu-i dă ungere, așa cum am auzit, ca să poată face lucrarea venită de sus. Slăvit să fie Domnul! Și acum vreau să vă citesc un lucru foarte interesant, care eu m-am gândit de multe ori la el și am zis, Doamne, cum se poate lucrul acesta? E prea mare lucrul acesta, în mult postul cerului, până într-o zi, când Dumnezeu m-a făcut să-L întâlnim. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului. Tot aici, în 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 17. Că El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas în indice când eram cu El pe muntele Sfânt. Și auzit dumneavoastră ce zice versetul 19. Și avem cuvântul prociei făcut mai tare, la care bine faceți cu luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crepa de ziua și va răsări luceavărul de dimineață în inimile voastre. Nu vă uimiți și dumneavoastră. Aud glasul acela din cer, aud și apostolii glasul care spune, acesta este Fiul meu preiubit, de El s-a ascultat, în care găsesc toată plăcerea, în altă parte spune, El s-a ascultat. Și vine și spune că aveți cuvântul prorociei și mai tare. Păi cum mai tare ca să auzi vocea din ceruri și ca să vezi toate lucrurile care se petrec și care le face Domnul Iisus, știți de ce e mai tare? Pentru că niciunul din cei care înființa religii pe pământ, nici Buddha, nici Mahomet, nici alții, nu au fost nicio prorocie despre ei. Nu au venit așa dintr-o dată, oamenii i-au crezut, unii au crezut, unii nu au crezut, dar despre Domnul Iisus Hristos, încă de la începutul începuturilor din Biblie, de la prima carte, și de când omul a crezut în păcat, Dumnezeu face profeția aceasta și spune despre sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui și de acolo începe prorociile despre Domnul Iisus Hristos. De aceea spune că aveți cuvântul prorociei și mai tare la care bine faceți, că luați aminte. Vedeți dumneavoastră, un lucru așa, poate că unii ori trece peste el așa, fără să ne gândim la ele, dar ele au o esență extraordinar de mare atunci când stăm asupra lor și mai ales când vine Duhul lui Dumnezeu și ne descopere, slăbit să fie numele Domnului. De aceea, frații, vedeți dumneavoastră oamenii Vechiului Testament, cum Dumnezeu i-a îndestrat, cum Dumnezeu i-a inspirat, cum Dumnezeu i-a folosit, cum Dumnezeu i-a umplut cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt vorbea prin ei lucruri pe care noi astăzi le trăim, pe care noi le avem, pe care noi ne bucurăm și zic de toată inima, Doamne, ajută-ne și nouă, umple-ne și pe noi cu Duhul Sfânt, ca să fim și noi alături de oamenii aceștia. Și așa mai departe, sunt așa de multe, dar vreau să trec la celelalte ca să putem ajunge și la esența pe care cred eu că este pentru noi în această zi. Apoi arată cuvântul lui Dumnezeu despre cei de la ceasul al treilea, în Faptele Apostolilor, acolo, chiar primele versete din capitolul 2, când zice că erau toți la o lată și deodată a venit un sunet. Hai să citim versetele ca să fie mai
mai cuvânzătoare, mai adevărate, mai clare și mai biblice. Și spune aici cuvântul Domnului, în ziua aceea decimi erau toți împreună în același loc, deodată a venit din cerul Sfânt ca văzut unui vânt puternic, au împlutat pe casa unde ședeau ei. Niște rinca de foc au fost căzute, învățându-se printre ei și s-au așezat câte una de fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Doamne, umple-ne și pe noi pe toți de Duhul Sfânt. Vedeți, frați și surori, oamenii aceștia, spune Biblia că până când nu a venit puterea aceasta peste ei, erau fricoși și erau puși încuiate. Dar după ce Duhul Sfânt a venit peste ei, în fața publicului care stăteau acolo și vorbeau tot felul despre ei, că așa mai departe, s-au ridicat în fața tuturor fără nicio frică pentru că a venit Duhul lui Dumnezeu peste ei și mai mult ca atâta. Încep să vorbească niște lucruri din Vechiul Testament care Dumnezeu le aducea în minte, pentru că Domnul Iisus a spus, când va veni Duhul Sfânt, vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu, pentru că numai Duhul lui Dumnezeu e acel care ne inspiră și care ne umple mintea noastră și inima noastră de Cuvântul Sfânt și de voia lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Amin. Ia și mai departe și ajungem la ceasul al șaselea. Ceasul al șaselea, care am spus că era vorba despre samariteni. Cum spunem, perioada prorocilor a fost Vechiul Testament, apoi Biserica de Mare și apoi niște oameni amestecați și evrei și neevrei și de tot ce ai vrut, erau acolo și tot ce n-ai vrut. Și arată Cuvântul lui Dumnezeu, capitolul 8 din Faptele Apostolilor, oamenii aceștia care, așa cum am zis, erau de toate neamurile, după ce Filip începe să le propovădească cuvântul Domnului și au crezut, știți dumneavoastră că sunt tot felul de învățături. Că atunci când primești cuvântul lui Dumnezeu, atunci vine și Duhul Sfânt și cam atât ai tot. Aici spune cuvântul Domnului că ei au primit cuvântul și se bucurau de semnele mari care ne făcea Filip și au crezut, s-au botezat. Și cu toate acestea spune cuvântul Domnului aici în felul următor. În Faptele Apostolilor, în capitolul 8. Apostolii care erau în Ierusalim când au auzit, versetul 14. Apostolii care erau în Ierusalim când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, a trebuit la ei pe Petru și pe Ioan, aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Că nu se pocolește încă peste niciunul din ei, ci fusese numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceștia au primit Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul. Amen. Auziți, frați și surori, după ce ei au primit cuvântul, după ce ei au fost botezați, au auzit apostolii că Samaria, samariteni, au primit și ei cuvântul, s-au dus la ei și spune Biblia că și-au pus mâinile peste ei și Dumnezeu le-a trimis și lor puterea aceasta de adusare, au primit și ungerea aceasta, au primit și puternicirea aceasta, Dumnezeu și pe aceștia a investit cu putere ca să fie și ei martori al lui Dumnezeu și să fie lucrători în via lui, așa cum este textul nostru. Trecem mai departe și ajungem la Corneliu, unde și acesta, fraților, când mă gândesc la lucrul acesta la Corneliu, eu mă tot frământ și zic, Doamne, omul acesta spune că era un om temător de Dumnezeu și cu toată casa lui. Și am zis, Doamne, lasă și casele noastre toate să fie temătoare de Tine. Dar este un lucru minunat, omul acesta, nu doar el, ci toată casa lui era temător de Dumnezeu. Și spune că se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Și am zis, și eu nu mai rog, dar chiar așa, chiar totdeauna. Și zice că făcea multe fapte bune. Păi și voi facă de faptă bună, dar asta făcea multe fapte bune. Și mai mult ca atâta. Auzi ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre el. Că un înger a venit la el și i-a spus, Corneliu, rugăciunile și faptele tare, bune, milostenii tare, au ajuns la Dumnezeu și Dumnezeu și-a adus aminte de ele. Frați și surori, eu n-am văzut un înger încă. La mine nu a venit un înger să spună că i-a primit Dumnezeu rugăciunile și milostenile mele și pe unde zi o față de omul acesta. Și cu toate acestea, Domnul
Domnului spune în continuare, acum știi ce să faci, trimite la Iope și spune, este acolo lui Petru, la Simon pe măcar o întrebare, cheamă și el îți va spune ce trebuie să faci să fii mântuit. Păi bine, Doamne, dacă nu îmi spui că au ajuns rugăciunile și milostenile mele la tine, trimiți și îngerul să-mi aducă vestea asta bună și acum am spus să-l aduc pe Petru să-mi spui să fii mântuit, dar nu poți fi mântuit cu atâta ce am făcut, dacă tot au ajuns la tine. Foarte important, nu-i așa? Și atunci, Corneliu spune cuvântul lui Dumnezeu că chiar atunci, a doua zi, nu, bine, sunt așa mai multe lucruri, îi face-o și voi, trimite-o și după ceea ce mi-a spus Sfântul, da, deocamdată am niște treburi, nu. Atunci, imediat, îmi primesc și cu un ostaș care slujea tot timpul, nu oricine, unul care știa că face sclavul bun, îl trimesc, l-a adus pe Petru și spune cuvântul lui Dumnezeu acolo în continuare că atunci când Petru a început să vorbească, zice că Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste toți cei ce erau acolo și nu era numai Corneliu care spune că el avea faptele acestea și credea pe aceasta, ci spune că toți care au fost acolo, Rudenia lui și toți și au fost strânși acolo, cred că Corneliu când a auzit că și i-a spus strângerul că trebuie să-l aducă pe Petru și el să le spune ce să facă ca să fie mântuit, o spus tuturora și au venit acolo, tot s-audă. Și în timp ce el vorbea și spunea așa, oricine crede în numele lui capătă pe numele iertarea păcatelor, zice că Duhul Sfânt s-a coborât peste toți care erau acolo și s-a uimit Petru și cei șase frați care s-au dus cu el și au zis, Dumnezeu pe ce-a dat și neamurile pocăință ca să aibă viață veșnică, slăvit să fie Dumnezeu. Amen. Și în capitolul 9 se justifică el acolo că cer la răspundere, cum te-ai dus-o la neamuri? Păi m-am dus să mă trebuiesc Dumnezeu și când am văzut că Dumnezeu nu a făcut nicio deosebire, le-a curățit inima din credință și le-a dat darul acesta ca și nouă, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Frașilor, vedeți dumneavoastră cum lucrează Dumnezeu, cum pregătește El pe cei care vin la El, care îi cheamă și care răspund la chemarea aceasta, Dumnezeu nu-i lasă oricum. Păi bine, auzit cuvântul, am crezut așa, nu, Dumnezeu face un semn, frațele, și să știți că totdeauna Dumnezeu mărturisând despre credincioșii lui. Și hai să vă citesc un lucru de Evrei, ca să vedeți dumneavoastră ce spune cuvântul lui Dumnezeu acolo în câteva versete. Din Cartea Evrei, din capitolul 11. Scrie aici Domnul așa. Ce avem de la versetul? Și credința este o credere din plin pe lucrurile înrăjduite, o puternică credințare despre lucrurile care nu se văd, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Dumnezeu mărturisește, frași și domnule, ascultați-mă, o mărturisit de-a lungul fiacurilor, de toți oamenii care s-au întors la ei, o mărturisit Dumnezeu că ei acum sunt copiii Lui, că slujitorii Lui, că Dumnezeu îi călăuzește, că Dumnezeu îi unge cu îndeletul Lui Sfânt, cu Duhul Sfânt, ca să poată face lucrarea Lui așa cum am amintit-o, repetul Lui, venită din genul. Și auziți ce spune mai departe. Prin credință, prin cea că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucrurile care se văd. Versetul 4. Prin credință a pus Abel în Dumnezeu jertfă mai bună decât Cain, prin ea căpătat el mărturia că este neprihănit, că Dumnezeu a primit darul lui și prin ea vorbește el, măcar că este mort. Versetul 5. Prin credință au fost mutate loc de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu mutase, că și înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, dacă despre toți aceștia și perioadele acestea sau versetele acestea când le-am citit, dovedește că Dumnezeu totdeauna pe poporul lui l-a binecuvântat, i-a dat ungerea aceasta, l-a pregătit, l-a investit pentru lucrare și nu l-a lăsat oricum numai așa ca să fie, eu știu, numai chiar ca să nu moară. Nu, nu! Dumnezeu spune în cuvântul lui că Domnul Iisus a venit ca oile lui să aibă viață și să o aibă din belșug, slăvit să fie Domnul. Și acum, frați și surori, eu vă întreb, dacă noi trăim perioada aceasta, la ceasul 11, când trebuie, numai nu se aude strâmbița, iată milele, ieșiți în întâmpinare.
Oare noi din zilele noastre de astăzi putem trăi oricum? Oare noi putem să fim credincioși așa de orice clasă? Oare nu trebuie să fim niște oameni care Dumnezeu să ne umple pe noi cu Duhul lui Cel Sfânt? Pentru că lucrarea din zilele de astăzi să fie tot așa sau poate chiar mai slăvită decât oricând, pentru că acum pregătește Domnul poporului care vrea să ducă acasă la El. Dragi surori, aș vrea să vă spun că pentru noi Cuvântul lui Dumnezeu spune atât în Faptele Apostolului, atât în capitolul 2, și vreau să citesc versetele acestea pentru că sunt prea frumoasă ca să nu le citim, și spune aici Cuvântul Domnului în felul următor. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas răpuși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh, că făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îl va chema Domnul Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele Domnului. Și în altă parte, voi turna Duhul meu și peste robi și peste roabele mele. Adică pe oameni simpli, frații mei, nu-i vorbă, deși Cuvântul lui Dumnezeu, și vreau să-l citesc și pe acesta, care scrie în capitolul 1, unde scrie așa: pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim și să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis: el ați auzit-o de la mine, că Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta e din gând să așez din nou împărăția lui Israel? Și el a răspuns: nu-i treaba voastră să știți vremurile sau sorașele pe acestea, Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și voi veți primi o putere că se va pomorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Slăvit să fie Domnul, frații mei! Dumnezeu asta vrea, ungerea care vine de sus, să îmbrace și să echipeze pe oamenii care trebuie să ducă Evanghelia. Dar eu vreau să vă spun, frați și surori, este cineva aici, în sala aceasta, care nu-i pus să ducă Evanghelia, care nu-i pentru aceasta? Nici unul, absolut nici unul. În cel mai, zic eu, cel mai mic lucru, dar nu-i chiar cel mai mic, că poate fi cel mai mare. Poți să fii un om al rugăciunii, că atunci când tu te rogi, Dumnezeu să însoțească cu putere evanghelistul care trebuie să vorbească Cuvântul lui Dumnezeu, și Dumnezeu, pentru că tu te rogi, Dumnezeu îl umple de Duhul Sfânt și îl folosește. Deci, frații mei, noi toți care suntem aici, așa arată Cuvântul lui Dumnezeu și cred lucrul acesta, suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Atunci când tu te rogi aici, în bancă, și eu, Cuvântul lui Dumnezeu spune să ne rugăm prin Duhul Sfânt. Și știi ce mai zice Cuvântul lui Dumnezeu? Și spune Pavel: mă voi ruga și cu Duhul și mă voi ruga și cu mintea. Aș vrea să vă spun ceva. Când te rogi cu Duhul, mintea e fără rău, dar când te rogi cu mintea, n-are voie Duhul Sfânt să lipsească de acolo. Atunci când te rogi cu Duhul, tu nu știi ce vorbești. Vorbești în alte limbi și cuvintele minunate al lui Dumnezeu și tu nu știi ce spui. Când te rogi cu mintea, Duhul Sfânt trebuie să fie și el acolo, prezent. Pentru că nu, noi nu putem să ne rugăm. Biblia ne spune că nu știm să ne rugăm. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne învață să ne rugăm și ne spune ce să ne rugăm. Știți ce e important de atunci când te rogi și simți că vine Duhul Sfânt peste tine și tu te rogi, dar ta rogi atunci ceea ce vrea Dumnezeu? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine și se aduce, pentru că El cunoaște năsuința Duhului. Duhul lui Dumnezeu cunoaște situațiile și vine și îți dă o rugăciune inspirată care tu te rogi și poate tu nu știi de ce, dar Duhul lui Dumnezeu e acela care cunoaște situațiile și vine și spune rugăciunea aceea care trebuie tu să te rogi și eu, Dumnezeu, să ne binecuvinteze. De aceea e bine, frații mei, ca noi în vremea de astăzi, Dumnezeu să ne umple de Duhul Sfânt pe tot. Și să fie toată adunarea plină de Duhul Sfânt, pentru ca Dumnezeu să-și poată face lucrarea așa cum o are, lucrare de slavă cu adevărat și o lucrare de pregătire pentru mireasa Lui. Slăvit să fie numele Domnului. Dragi și surori, nu știu, cred că e bine să mă opresc. Și aș vrea acum să vă mai spun încă un verset frumos din Biblie care ne arată că noi trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. Și mai înainte, ca să citesc versetul acesta din Romani, din capitolul 8 și versetul 11, aș vrea să vă întreb pe toți care sunteți aici:
dumneavoastră vreți răpirea, dumneavoastră vreți ca învierea concomitent cu răpirea să se petreacă cu noi toți și toți să avem parte de aceasta? Dacă toți vrem lucrul acesta, ascultați ce spune versetul acesta. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți vă va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi, slăvit să fie Domnul! Dacă vrem înviere, dacă vrem să mergem cu Domnul, dacă vrem să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu ne spune în această zi să fim plini de Duhul Sfânt. Că așa am citit versetul acesta, dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morți vă va învia și trupurile, că e vorba de trupurile acestea în care trăim, care ne punem la post, la rugăciune, care ne aducem la adunare, care ne străduim să trăiască viață sfântă. Dumnezeu și de acestea spune în Corinteni acolo că va veni o zi în locul nostru supus de șertăciune, nu de voie, ci de sine pentru că a păcătuit, dar vine o zi când și acesta și arată cuvântul lui Dumnezeu să ne punem nădejdea în harul care va fi arătat la venirea Domnului Iisus Hristos, frații, harul că și trupurile acestea care noi astăzi, așa cum am zis, ne punem în slujba lui Dumnezeu, să fie o zi când să fie și ea ne vor învia dacă Duhul Sfânt locuiește în noi din pricina Duhului Său care locuiește în noi să va face această înviere. Slăvit să fie Domnul! Amen. Dacă vrem tot aceasta, haide să ne punem pe treabă, pe rugăciune, pe viață sfântă, pe viață trăită după voia lui Dumnezeu, încât nimeni de aici să nu rămână, să nu fie plin de Duhul Sfânt, frații, dar plin așa cum arată cuvântul lui Dumnezeu, paharul meu este plin de dă peste el, să te rogi tu acolo în bancă unde stai pe scaun și să vină Duhul Sfânt peste tine și altul lângă tine care a mărât trist, să te audă cum te rogi, cum Duhul Dumnezeu vine peste tine, să înceapă să lăcrămează, să plângă și să simtă că Dumnezeu cercetează și pe el. Asta însemnează paharul tău să fie plin, să dea peste el. Doamne, umple-ne pe toți de Duhul Sfânt și pregătește-ne pentru viața ta. Amin. Amin. Ca un tânăr. Și vă zic, deci, pe lângă faptul, ați văzut cum am chiar așa, cu vlagă. Știți, când un tânăr aleargă, la sfârșit mai poți să... Când ajung la final, nu parte la te... ești obosit, mai poți. Dar un tânăr mai găsește puteri și... Așa terminat, dar... Știți, mai impresionat. E prima oară când stau în spate de frate Bernard. Dar mers fratele Bernard de pe bancă, n-aș fi ceva predicat. Probabil în mintea dânsului mergeam multe subiecte. A auzit un cuvânt, a zis, auzi, voi predica de înger. A venit fără ochelari, a citit fără ochelari, dar spuneți-mă foarte atent, n-a avut nicio notiță. Am văzut câte versete din Scriptură, dar fără nicio notiță, eu nu știu câți dintre predicații care sunt, că la urmă s-a pasat lucrul acesta. Dintre noi care suntem aici și predicăm, am fost în spatele multora, și aproape la toți am văzut care, o mică notiță. Din ce că Dumnezeu să vină cu tine. Dumnezeu să-i răsplătească efortul care l-a depus aceste zile, ne-a slujit și ar trebui să luăm aminte la cuvintele care le-am auzit în dimineața aceasta. Să luăm aminte la ceea ce ne vorbește Dumnezeu și să ne apropiem de El pe ceasul de urmă. E timpul să privim spre cerul că vine Domnul nostru. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vom face această ultimă rugăciune. Mulțumim lui Domnului că ne-a binecuvântat în dimineața aceasta. Am auzit cuvinte care a venit de la Dumnezeu. Eu știu lucrul acesta. Mi s-a vorbit din cuvântul lui Dumnezeu și nu putem nega lucrul acesta. Rugăm pe Dumnezeu, Doamne, fă să rodească noi. Amin. Să fim oameni folositori care să aducem slavă Împărăției Domnului. Pentru toate lucrurile mulțumim din viața aceasta. Nu, mă, fratele, neam va fi acela care va face rămâsul de mine. Haideți să